ziua! Mă numesc Dorfei Vanton, sunt profesor de biologie la Liceu Teoretic cu profil real. Lecția de astăzi este foarte dragă inimii mele, deoarece o să vorbim și o să încercăm să facem o incursiune într-o lume fenomenală, în diversitatea mamiferilor. Fiind considerate cele mai performante animale de pe teră, ele au reușit în foarte scurt timp să ocupe toate mediile de pe planetă, datorită adaptărilor sale. Astfel că astăzi vom elucida principiile de clasificare a clasei mamifere, vom descrie cele mai importante grupe sistematice de mamifere. Sistematica clasei mamifere. Vom împărți clasa mamifere în trei subclase, datorită modului său de dezvoltare embrională, și anume, subclasa Prototeria, sunt cele mai primitive mamifere și se dezvoltă din ou. Subclasa Metateria, sunt mamifere înzestrate cu marsupiu. Și subclasa Euteria, mamiferele adevărate, care în dezvoltarea sa parcurg calea placentară. Ordinul Monotremia, sunt cele mai primitive mamifere de pe teră. Denumirea acestui orden provine de la faptul că există un singur orificiu comun pentru căile urinare, genitale și digestive, acest orificiu deschizându-se în cloacă. Reprezentant tipic al acestui orden este ornitorin. Ornitorincul este un animal deosebit prin mai multe criterii. 1. Depune ouă. 2. Hrănește pui cu lapte, care se prelinge pe toată suprafața corpului. Și 3. Prezintă un pinten special înzestrat cu o glandă venenoasă, un lucru unical pentru mamifere. Echidna și proechidna. Toți reprezentanții acestui orden populează continentul Australiei, în altă parte nu se întâlnește. Ordinul marsupiale. Caracteristica acestora este prezența unui pungi cheloase numit marsupiu, unde se dezvoltă puiul după naștere. Atenție! Deci acest orden a mers pe calea dezvoltării continuă a embrionului, nu în interiorul femeii, dar în afară. Reprezentanții tipici. Koala, nu e corect să spunem ursul koala, nu e nici pe departe urs. Valabi, bombatul, diavolul tasmanian și o specie care se întâlnește nu doar în Australia, dar și pe alt continent, este opossum. E de menționat că toate marsupiale, în afară de opossum, populează continentul australian. Ordinul insectivore. La fel, sunt un grup de mamifere primitive din mai multe considerente, unul fiind că posedă dinți ascuțiți fără diferențiere funcțională, iar hrana lor este constituită prioritar din insecte. Reprezentantul tipic, ariciul, cârtița cu nas stelat, chițcanul cu abdomen alb, cârtița europeană și chițcanul de Sibirie. Ordinul chiroptere, numit și lilieci, sunt mamifere cu membre anterioare transformate în aripi și sunt singurele mamifere capabile de zbor real. Începând cu cele mai mici organisme din acest orden, liliacul bondar, care are dimensiuni de la câțiva centimetri până la dimensiuni destul de mari, pentru acest orden liliacul regal de Filipine, care poate să ajungă până la 1,20 m. Foarte des, acești reprezentanți acestui orden sunt personajele preferate în filmele de groază și istorioarele care tind să sperie publicul, deoarece li se atribuie faptul că suc sânge și sunt vampiri. Vreau să menționez că din tot ordinul doar 3 specii sunt considerate vampiri și populează ele pădurile central-americane. Sunt specii din cadrul ordinului chiropterii care se hrănesc cu pește sau care se hrănesc cu fructe și nectar, cum ar fi liliacul bulbiu. Toate chiropterele posedă ecolocații care le ajută să găsească prada și să se orienteze în spațiu, fiind animale nocturne. Ordinul rozătoare, ordin care este caracterizat prin lipsa caninelor, iar
incestiții sunt bine dezvoltați și se dezvolt pe parcursul vieții întregi, cresc pe parcursul vieții întregi. Sunt cele mai numeroase mamifere de pe Terra. Începem cu cele mai mari răzătoare de pe planetă, capibara, care se întâlnește în bazinul râului Orinoco și Amazon, până la mamifere de dimensiuni mici, cum ar fi șoarcele de câmp. Tot din ordinul răzătoarele face parte mara de Patagonia, bizamul, castro, o specie în carte roșie a Republicii Moldova, popândouă cu pete, veverița zburătoare, contra denumirii nici pe departe nu este zburătoare, ea doar planează, și pârșul de pădure. Se întâlnește frecvent în pădurile europene. Ordinul paricopitatele sunt mamifere terestre, copitate, ierbivore, adaptate la alergare rapidă. Al doilea și al cincilea deget sunt bine dezvoltate. Sunt lipsite de claviculă. Majoritatea sunt animale domestice. Începând cu așa reprezentat exotic cum este babirusa, la care colții cresc parcursul vieții întregi și penetrează maxilarul superior, hipopotamul pitic, un locuitor timid a pădurilor central-africane, pe care populează America de Sud și este hrana preferată a jaguarelor, precum și familia cervide, cu un reprezentant micuț, îi spune chevrotin asiatic, și cu cel mai mare reprezentant, elanul. Cabarga, care în loc de coarnele clasice pentru cervide, și-a dezvoltat alt dimorfism sexual și anume colții. Capra neagră, cartea roșie europeană și a României, și antilopa oryx, un locuitor veritabil al locurilor austere din Africa. Ordinul imparicopitatele, un ordin de mamifere, ierbivore, dar care sunt nerumegătoare. Sunt de tale mijlocie sau mare și picioarele lor se termină cu degete copitate neperechi, până când se reduce la un singur deget, până la degetul al treilea. Aceasta îi dă posibilitatea să micșoreze suprafața de contact cu solul, ceea ce îi permite să dezvolte o viteză mai mare în timpul alergării. Drept reprezentant poate fi numit zebra, locuitor al Africii, calul Prejevalski, unicul reprezentant al strămoșilor cailor, care s-a mai păstrat pe glob. Din păcate, el tot se găsește pe cale de dispariție. Tapirul asiatic, un locuitor al pădurilor indoneziene, și regretatul rinocer negru. În general, toate speciile de rinocer se găsesc pe cale dispariției, unele de acum au dispărut, datorită faptului că cornului lor îi se atribuie miraculoase capacități medicale, ceea ce nu este adevărat. Ordinul cetacei este un ordin care cuprinde cele mai mari animale actuale de pe glob. Au o formă a corpului hidrodinamică și toate adaptările lor sunt direcționate spre a facilita înotarea în mediul acvatic. Și anume, membrele anterioare sunt transformate în palete, membrele posterioare lipsesc, iar în locul lor este dezvoltată o coadă ce îi ajută să înoate. Cel mai mare reprezentant al animalelor prezente și cele care au fost, deci mai mare decât el nu a existat pe glob, este balena albastră. În general, cetaceii pot fi încă clasificate în balene cu fanoane, reprezentantul balena albastră, balena cocoșată, sau balene cu dinți, cum ar fi cașalotul, orca, delfinii. Un reprezentant interesant este narvalul. El și-a dezvoltat un dinte care penetrează maxilarul superior, ieșind în afară sub forma unui harpon. Acest harpon, cândva, în piețele medievale ale Europei, se vindea pe banii grei, spunându-se că este un corp de unicorn cu efecte magice. Un reprezentant interesant mai este și delfinul de Amazon. În comparație cu celelalte forme de delfin, nu trăiește în oceane sau mări, ci populează râul Amazon. Ordinul răpitoarelor. Incisivii sunt mici, caninii sunt bine dezvoltate, iar molarii au vârful tăietor ascuțit. Toate aceste adaptări sunt pentru tipul de hrană, carnivor. Claviculele sunt rudimentare.
deoarece sunt foarte numeroase după modul de viață după aspect, o să clasificăm în familii, ce anume, familia felidae. Majoritatea felidilor sunt pe cale de dispariție și sunt animale protejate de către state și chiar la nivel mondial. Unul din cele mai rare reprezentanți este leopardul zăpezilor, locuitor al podișului tibetan, tigru siberian, trăiește în taigaua siberiană de lângă râul Amur, leul african, stăpânul savanii africane, considerat și regele animalelor, o felină interesantă prin faptul că populează concomitent două continente, continentul Americii de Nord și continentul Americii de Sud, Puma, stăpânul junglii amazoniene, jaguarul, cel mai rapid animal de pe planetă, care dezvoltă o viteză de până la 90 de km pe oră, ghepardul, și o specie de felină exotică, populează savana, numit caracal. Familia canide, reprezentat de o specie rară, lupul de Etiopia, șacalul, vulpea polară, câinele raton, și o specie mai puțin caracteristică ca modul său de viață, vulpea de copac. Din numire vă dați seama că duce mod de viață arboricol. Familia ursidae, ursul malaiez, baribalul, trăiește în America de Nord, ursul buzat, este prototipul personajului preferat din Cartea Junglii a lui Balu, cel mai mare răpitor de pe glob, ursul alb, și simbolul organizației de protecție a animalelor, ursul panda. Familia mustelidae, niște răpitori foarte abili, energici, duc în mare lume majoritate în mod de viață nocturn, jderul, samurul, este posesorul cele mai râvnite blândi de către om, din păcate, nevăstuica, dihurile și jderul flămânzilă. Deci este o specie care pe deplin își justifică denumirea. Mănâncă oricând, oriunde și cât poate. Ordinul primate, cele mai superior organizate mamifere de pe glob, pot fi împărțite în primate inferioare, cum ar fi lemurienii, ai, lemurul și galagul, locuitori ai Madagascarului, oacare, trăiește în Brazilia, maimuța cu trompul, la care s-a dezvoltat un dimorfism sexual interesant, masculul posedă nasul mai mare decât femeia, camadrilul și macaca rezus. Și primatele superioare, șimpanzeul, gorila, orangutangul și gibonul. Toate aceste specii sunt periclitate, sunt protejate, iar gorila și orangutangul se găsesc pe cale de dispariție. Din fericire, aceasta se datorează faptului că în primul rând se distruge habitatul lor natural, în deosebi a orangutangului, deci locuitor a pădurilor în domeniile, iar în cadrul gorilei mai sunt și vânate pentru a fi consumate. Interesant la gibon este faptul că posedă un dimorfism sexual unic dintre mamifere, prin faptul că masculul are altă colorație decât femeia. Atât ce am reușit să deschid o mică ferestruică în lumea fenomenală a diversității mamiferilor, vă provoc ca să exploatați această temă mai aprofundat și sunt sigur că veți descoperi lucruri foarte interesante și utile pentru voi, iar drept exersare vă propun să enumerați 4 consecințe care ar apărea pe Terra dacă mamiferele ar dispărea din ecosisteme. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc succes! La revedere!